CS Mioveni are potențialul să obțină 4 puncte pe acest final al primei părți a sezonului, a declarat Mihai Stoica în conferința de presă săptămânală. Acesta a ținut să menționeze că jucătorii sunt mai motivați ca de obicei. Teoretic se poate și mai mult. Obiectivul va depinde însă de noi, dacă putem sau nu să-l îndeplinim. Sunt meciuri grele. Nu știu dacă e mai ușor cu Steaua și cu CFR, cu Dinamo și cu CFR decât cu Chiajna, Petrolul sau alte jocuri, dar am simțit jucătorii mult mai montați și mult mai conștienți de faptul că putem mai mult și trebuie să facem mai mult. Pentru toată lumea, în primul rând pentru noi ca echipă, după aceea pentru public, pentru conducere și așa mai departe. Vreau să vă spun că, sigur, după discuțiile care au apărut prin ziare, nu știm dacă vor mai fi 4 etape. Dar, oricât ar fi, trebuie să scoatem cât mai multe puncte. Că or fi 4, că or fi 5, că or fi 3, că or fi 6, nu se știe. Vom vedea la sfârșit când se va trage linie. Din staful tehnic al celor de la CS Mioveni face parte de câteva zile și Fane Țâră. Antrenorul principal, Mihai Stoica, crede că acesta va ajuta echipa argeșană. Au venit să vadă echipa. Eu sunt cel care am lucrat foarte mult cu Fane. E un băiat profesionist care eu cred că o să ne ajute foarte mult. Deocamdată, ce spuneți? Nu știu dacă venirea lui, doar așa, ca factor psihologic, poate, și l-a fost unul dintre adversarii redutabili, da, a lui Dinamo, dar probabil că în perspectivă se va vedea și aportul lui. Deocamdată avea ajuns. CS Mioveni întâlnește duminică de la ora 20:30 pe Dinamo București, liderul la zi al campionatului intern de fotbal.